6 monezi lipsă, restul mister până la finele numărării celor 150.000 de piese de muzeu de la Muzeul Județean Teoharia Antonescu. Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție Audiența. Doamnelor și domnilor, dacă un alt moderator de emisiuni a afirmat că pe marginea dispariției a 6 monezi din Muzeul Județean se poate realiza eventual o emisiune de tot râsul, sau un alt moderator alături de invitatul său au încercat să-l execute pe președintele Consiliului Județean, că l-a numit pe Constantin Buduru manager la Muzeul Județean și nu pe X sau pe Y, voi arăta în această seară că pe aceste două subiecte poate să iasă și va ieși o emisiune extrem de serioasă. De aceea am adus în această seară în platoul emisiunii pe domnul Constantin Buduru, actualul sau nu, vom vedea, manager al Muzeului Județean, și pe fostul manager al Muzeului Județean, domnul Dan Mucenic, actual director al Bibliotecii I.A. Basarabescu. Vă mulțumesc pentru prezența în platou. Misiune grea, pentru că s-a scris mult pe marginea numirii domnului Constantin Buduru în funcția de manager interimar, e adevărat, până ce postul va fi scos la concurs. Apoi problemele pe care le-a descoperit la Muzeul Județean Constantin Buduru. Ce părere aveți? Unii spun că în momentul în care a fost numit Constantin Buduru director la Muzeul Teoharia Antonescu, conducerea Consiliului Județean s-a aflat într-o gravă eroare. Și n-am pe marginea acestei afirmații, n-am să îl las pe domnul Buduru să comenteze, ci v-aș ruga pe dumneavoastră, domnule Mucenic. Nu știu cine a făcut afirmația asta, nu știu în ce context. Mai multe persoane și chiar știți că iertați-mă, dar nu cunosc persoanele respective. Nu știu unde au spus dar știți, asta. Știți că a fost ridiculizat acest aspect foarte mult în presă și nu numai. Doamna Drăgulin, eu vreau să vă spun că în chiar a doua zi după ce a fost numit Constantin Buduru la muzeu ca manager interimar, eu ca fost manager m-am prezentat la domnia sa ca să-mi asum responsabilitatea pentru tot ceea ce dânsul ar găsi în urma mea, și cu gândul de a îl sprijini în momentul în care avea nevoie de acest sprijin al meu, lucru pe care l-aș fi făcut și dacă nu era domnia sa acolo și dacă ar fi fost oricare alt manager interimar, ar fi fost numit, pentru ca să-mi asum responsabilitatea deciziilor pe care eu le-am luat de-a lungul unui an și mai bine de manageriat la Muzeul Județean. Modul în care președintele Consiliului Județean decide desemnarea unui manager interimar nu poate fi contestată din punct de vedere legal. Domnia sa a avut în vedere probabil anumite criterii care se țină de experiența managerială a domnului Buduru, eventual de problemele pe care președintele Consiliului Județean a sesizat care exista în muzeul respectiv, și s-a decis dintre numeroasele posibilități care ar fi putut să existe să le aleagă pe domnul Constantin Buduru. E manager interimar. Da, este adevărat. Domnule Buduru, cum ați primit propunerea sau numirea? Vreau să vă spun că eu am primit de la domnul președinte o dispoziție. O dispoziție, așa cum a spus exact și domnul Mucenic, o dispoziție legală. Deci nu lasă loc de interpretare aici.
Cum vi s-a părut atunci? Dacă e dispoziție. A fost deci, în primul rând, a fost și o provocare. Deci, când m-a chemat la dânsul, a fost o provocare. Eu cu domnul președinte mă cunoșteam din primărie, am avut fiecare zona lui de activitate acolo și probabil acest lucru l-a determinat să mă numească. Gestul domnului Mucenic m-a impresionat la modul că dânsul nu era managerul dar care eu preluam. Dânsul plecase prin 1 august, am înțeles, nu? Da, septembrie, da. Dar așa cum a spus și dânsul, a venit a doua zi și am avut o discuție ca de la om la om. Lucru care mie mi-a prins bine. Este... e mult de discutat pentru că dumneavoastră ați fost ridiculizat mult și probabil și deranjat de multe afirmații. Dincolo de asta, vreau să vă întreb, domnule Mucenic, ce înseamnă muzeul Teoharie Antonescu pentru Giurgiu în situația în care alte repere istorice se transformă în cârciumi, altele sunt lăsate în degradare? Ce înseamnă acest muzeu? Muzeul Teoharie Antonescu înseamnă foarte mult pentru Giurgiu. Înseamnă adunarea, strângerea de documente edificatoare în legătură cu trecutul orașului, dar nu numai, în legătură cu trecutul județului. Deci, cred că este una din instituțiile de forță, sau ar trebui să fie una din instituțiile de forță ale acestui județ. Ce se întâmplă că ea nu este acea instituție de forță, rămâne să discutăm, să dezbatem și poate că nu noi acum, ci viitorimea va decide de ce un asemenea muzeu cu asemenea depozite de materiale de o valoare inestimabilă nu reușesc să frapeze ochii nici ai localnicilor. Cel puțin din punctul de vedere al copiilor care într-adevăr vin în număr mare, așa mobilizați, vin către muzeul județean, însă nu este extrem de impresionați de acolo și trebuie să recunoaștem. E de discutat. Pentru că nu o spun doar e eu. E de discutat. Este vorba de prezentare, Această chestiune, dumneavoastră ați invitat acum doi manageri. Nu doi specialiști în domeniu. Doi manageri care manageri ar trebui să facă atractiv acest muzeu sau știu nu cum cred ar că, trebui nu să... cred că managerii trebuie să facă atractiv muzeu, ci colectivul științific al muzeului. Managerii pot pune la dispoziția colectivului științific materialele și banii de care acest colectiv are nevoie. Adevărat. Pentru a face muzeu atractiv. Iar colectivul științific să vină cu cereri către manager. Deci, da? Dacă în perioada manageriatului meu sau dacă în perioada manageriatului domnului Buduru, de până acum, ar fi venit muzeografii și ar fi spus, domnule, noi vrem să schimbăm expoziția de bază a muzeului, da? Ca să fie mai atractivă, ca să o facem mai modernă, pentru că am mai văzut și noi până alte muzee din țară cum arată și nu știu ce cu tare, și pentru asta ne-ar trebui suma de atât eu cât și domnul Buduru, ne-am fi dus la Consiliul Județean pe baza unei note justificative a specialiștilor noștri în domeniu, am fi cerut banii respectivi și banii ne-ar fi fost dat. Pentru că vreau să vă spun că anul ăsta este la Giurgiu cel puțin un an fast pentru cultură. Deci, la mine la bibliotecă se renovează, la Teatrul Tudor Vianu se renovează, la muzeu se fac lucrări de expertiză, urmând ca muzeu... Să le rugăm pe domnul Buduru să Bun, ne spună ce asta vă spun și eu, că da, știu da, și da. Eu, da? La centru de conservare a creației populare se va lucra și se vor face... Deci, în condițiile în care există disponibilitate pentru a da bani pentru cultură,
legislatură de către Consiliul Județean, nu rămâne decât ca specialiști în domeniu să ne spună nouă managerilor pe care ne privesc ca pe niște neaveniți, ca pe niște intruși în general, să ne spună, doamne, voi sunteți proști, nu vă pricepeți, dar nouă ne trebuie 4 miliarde. Vreau să vă spun cinstit că în perioada în care am fost directorul muzeului, timp de un an și o lună de zile, nimeni din colectivul științific al muzeului nu mi-a cerut un leu. Ori eu știu așa, doamna Drăgulin, că dumneavoastră sunteți femeie și acum să lăsăm deoparte știința și să intrăm în ale omenescului. Dacă nevastă mi-a nu-mi cere bandă detergent, înseamnă că nu spală. Dacă nu-mi cere bandă mâncare, înseamnă că nu gătește. Deci dacă mie nu mi-a cerut nimeni bandă nimic, înseamnă că n-a avut bani de nimic pentru că nu face nimic. Gândindu-ne că nu se poate gospodări altfel. Domnule Buduru, ce ați găsit la muzeu? Pentru că, iată, un alt manager spune că timp de un an și nu a avut niciun fel de... Solicitare. Am avut una singură, care era puțin restantă și pe care am onorat-o. E vorba de un album de artă al lui Florentin Breazu. Da? Pe care îl salutăm, fostul meu coleg de liceu, de deci clasă. Pe care l-am achitat în totalitate, chiar cu niște plăți aferente care ne-au pe care le-am realizat și spre surprinderea mea, n-am primit nici până acum, deși albumul a apărut, nici măcar un album cadou, așa ca om care a finanțat lucrarea. Da, unii da, oameni mai problemă. Și uită... Sigur că da. Când, ce ați găsit acolo? Pentru că toată lumea știe și nu, nici nu vrem să ne ferim și trebuie să discutăm în această seară, să punctăm niște lucruri importante. Ce ați găsit acolo și de la început s-au iscat ceva disensiuni între dumneavoastră și directorul științific, domnul Păunescu? De la început, când am ajuns în instituție, normal că am citit legislația în domeniu și m-am dus acolo după ce am citit legea 311, ordinul 2035. Da, lege pe care o am și eu în da, față. Da, citind aceste legi, vă dați seama că am început să întreb. Când am întrebat, am găsit un început tot pe această problemă făcut de domnul Mucenic, o decizie în care se punea inventarierea bunurilor culturale. Deci dânsul dăduse o decizie în 2013 cu finalizare în 2015. Am întrebat dacă s-a finalizat, nici de cum această decizie a dânsului nu era finalizată la acel moment. Am întrebat de registru informatizat al bunurilor culturale din muzeu. Document care era obligatoriu și care trebuia să existe de 8 ani de zile. Conform articolului 10 aliniatul 1, da. Dacă zic bine, iată din legea muzeelor, evidența bunurilor care fac parte din patrimoniul muzeal este ținută prin registru informatizat pentru evidența analitică a bunurilor culturale, document permanent, având caracter obligatoriu cu menținerea registrelor de inventar și a documentelor primare. Da, Există. Acest document nu există. Așa. Apoi, vă rog. Iar în ordinul 2035, registrul de evidență analitică al bunurilor culturale și acesta nu există. Deci două documente obligatorii cu caracter... Deci registrul bunurilor culturale. Da. Care? Să le spunem telespectatorilor. Ce înseamnă acest registru? Este numărul de inventar, proveniența... Practic, evidența... Sunt 12 coloane acolo, dacă vă uitați în ordinul 2035, 12 coloane pe care muzeografii trebuie să le completeze. Unele 10, câte pot. Dar nu trebuie lăsat necompletat. Nu există. Domnule Mucenic... În momentul în păi care... Păi ce, e o magazie? Sau stați puțin. Ce este acolo? Deci, în momentul în care eu am venit la muzeu, în 2013, inventarierea trebuia făcută de 9 ani. Eu m-am consultat... Trebuia făcută, stați puțin.
Trebuia făcută, nu mai fusese făcută de 9, de 9 ani. Ani. În situația în care în legea 311 din 2003 spune foarte clar că acest inventar trebuie făcut din 4 în 4 ani. Deci în funcție de numărul de bunuri culturale, deci dacă avem 100 de mii la 4 ani, dacă avem mai puțin la 3 ani, dacă avem mai multe la 5, este o, în funcție de numărul de... Deci eu nu m-am dus acuz. Deci, consultându-mă cu directorul științific, care și la vremea mea era domnul Emil Păunescu, am căzut de acord împreună că, pentru că a existat o neglijență a managerilor de dinainte, să zicem, nu ne apucăm să-i luăm de gât, mai ales că unul dintre ei nici nu mai există în viață. Da? Bun. Haideți să reparăm ceea ce trebuie reparat. Și atunci am emis o decizie prin care am dat pe o perioadă de un an timp să se efectueze respectivul inventar. Urmând ca la sfârșitul inventarierii, deci pe 15 decembrie anul trecut, să iau la cunoștință de rezultatele acestei inventarieri și atunci să decid ce se întâmplă, ce nu s-a întâmplat, ce lipsește, ce nu lipsește și așa mai departe. Domnul Ucelic se referă la inventarele științifice care a dat-o dânsul. Și vă dați seama că nici la această dată această decizie n-a fost finalizată. Înregistrarea în contabilitatea rezultatelor inventarierii se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Dacă nu există inventarul făcut pe colecție, nu există nici în contabilitate. Nu există valori la unele bunuri culturale, neavând... Unele bunurile culturale ar trebui evaluate. Dumneavoastră știți în ce stadiu ați lăsat sau ați dat dispoziție de inventariere? În ce an? 2000? În 2014, nu, în 2013 ianuarie. Nu, în 2013, 11-12. Deci am dat exact termen pentru un an. Bun. Când ați mers la domnul Buturu să stați de vorbă, da? Despre ce a găsit acolo, ați întrebat sau a evoluat? N-a mai fost nevoie să întreb, că mi-a spus domnul Buturu că nu s-a... Nu s-a întâmplat nimic de când ați plecat. Pentru că, iată, este o perioadă, un interimat asigurat de domnul Emil Păunescu. Deci, noi doi. Între noi doi. Deci, acum, domnul Buduru are un stil managerial care nu seamănă cu al meu și nu seamănă cu al niciunuia, pentru că fiecare suntem... Dânsul a vrut să afle de la bun început ce se întâmplă. Da. Eu, dacă aș fi fost în locul domniei sale, i-aș fi chemat pe toți din comisiile de inventariere, i-aș fi pus să dea notă explicativă ce se întâmplă cu inventarierea respectivă, în funcție de asta urmând să iau decizii. Dânsul n-a mai trecut până această etapă intermediară și a stat direct de vorbă cu ei. Bă, ce se întâmplă cu inventarul ăsta? Da? Bun. Și a constatat, pe de-o parte, că nu se îndeplinise solicitarea pe care eu o făcusem. Deci trebuia să aplice întâi măsuri coercitive și apoi să... Eu așa făceam. Pentru că, știți de ce? Vă întrerup, domnule Mucenic, pentru că domnul Buduru a fost acuzat de lipsă de indulgență sau de colegialitate. Nu, eu zic a fost excesiv de blând. Că nu le lăsați pe doamne să-și ia de mâncare, că vă uitați la ceas când vin la serviciu, că sunteți rău. Problema se pune. Nu știu dacă telespectatorii noștri știu, dar Muzeul Județean are 36 de angajați. Faptul că nu aveam jurist, apropo de ce spune domnul Cilin, nu puteam să fac o cercetare disciplinară în care să iau măsuri. Asta a fost un punct al meu în discuțiile cu domnul președinte Vasile Mustăță. Nu poate să existe o subordonată la Consiliul Județean fără jurist. Pentru că noi acolo semnăm documente juridice care au consecințe și atunci de aceea n-am trecut la măsuri coercitive privitoare la această decizie. Da, să nu vă abateți cumva de la... Nu puteam, dăteam ceva și greșeam poate acolo. Și atunci îmi rândea nas a doua zi.
Deci, da. Am zis stiluri și stiluri. Deci, nu steți. Uite, să vă dau un exemplu legi. Astăzi, că e o dezvăluire acum în premieră. Vă rog. Astăzi, la ora 15, la Muzeul Județean, ne-am întâlnit domnul Buduru, domnul președinte Mustățea, eu că a fost manager, domnul Mimiș, că a fost manager, director economic al Consiliului Județean, contabilul șef de la muzeu, da? Și am stat de vorbă. Ce a rezultat? Modul în care aș fi procedat eu era unul, modul în care a procedat domnul Buduru este altul și modul în care ne-a propus domnul președinte Mustățea să procedăm este altul. Deci sunt variante de manageri. Domnul Mustățea a spus așa, domnule, nu s-a rezolvat până acum în totalitate această inventariere, da? Haide să facem până joi o comisie de inventariere cu regulament, cu nu știu ce, cu tare, să anulăm decizia pe care am dat-o eu pe anul 2014 și să o luăm de la început. Discutabil. Deci vreau să vă spun așa, eu aș fi cerut notă explicativă, domnul Buduru a discutat direct cu ei. N-avea jurist, a spus că domnul, n-avea jurist. Domnul Mustățe a zis, domne, haide să o luăm așa, cătinel, cătinel. Ștergem tot ce a fost. Deci, iată că sunt trei tipuri de abordare managerială. Eu vreau să spun că nu trăgeam acest semnal, aceste probleme nu se cunoșteau așa în profunzime la Consiliul. Așa e foarte adevărat. Vreau să vă spun că și domnul președinte Mustățea este foarte preocupat, chiar dacă nu arată de situația de acolo. Dânsul a venit, cred că azi a 8-a oară acolo. Nu știu cât, deci, cât am fost, deci, eu, bă, director, n-a venit niciodată. Și am spus adevărul, adică, domnule, hai să începem, nu căutăm vinovații, nu dăm nici în dreapta, nici în stânga, dar hai să avem un început, să știm ce este. Că, cum spunea și domnul Mucenic, e depozit acolo, nu e muzeu, de-aia n-are nici așa calitate. Mi se pare și mie. Sunt muzeograf tineri cu disponibilitate, Gheorghe Ionuț, Florentin Breazu, pasionat, Brâncoveanu, oameni care pot cerceta acele documente. Ei nu au gestiune ca tineri muzeografi. E cineva care are 70.000 de bunuri culturale, iar restul cer și cu semnătură. Dăm și mie aia, dăm și mie aia. Și atunci patrimoniul ăsta, nefiind pus în exploatare, ei nu au ce cerceta. Păi, eu vă întreb acum, din cele 150.000... Nu, 105. Nici 105. Nu pot să vă dau un răspuns nu, clar. Nu, așa a spus domnul Păunescu. Da, neavând inventar, mi-e 100... și rușine că mă duc în țară să spun câte sunt 150.000. Nu, sunt 105.000. 105.000. Mă rog. Deci nu avem o cifră. La o emisiune, tot aici la TV Giurgiu, invitat domnul Păunescu, a vorbit despre și vreau să spun că dacă dorește, numărul este afișat pe ecran, poate să intre. Mi-a fost sugerat de către un coleg de-al meu, realizator, să-l invit pe domnul Păunescu la o emisiune să lămurim problemele. Păi, am tot auzit punctul domniei sale de vedere, cu tot respectul pentru întreaga activitate, dar haide să nu bagatelizăm nici cele spuse de Constantin Buduru, de Dan Mucenic, de Vasile Mustățea, pentru că atunci când afirmi, când o comisie de inventar scrie negru pe alb și semnează 6 monezi conform spuselor lui Emil Păunescu, se află în spatele casei de bani, este angrenată, sunt angrenate forțe de la ISU, lucru care ne costă pe toți, să vină să mute o casă de bani și acolo nu există cele 6 monezi, pe atunci mi se pare așa un pic de bătaie de joc și nu trebuie să abordăm superficial. Ce înseamnă 6 monezi? Mult sau puțin? Poate să ne spună cineva? Eu știu ce înseamnă un papirus sau 6 papirusuri, habar n-am. Da, avem un... se pare că avem pe cineva la telefon. Domnilor, aș vrea să vedem cu cine stăm de vorbă, după care continuăm discuția. Bună seara! Bună seara! Sunt Mircea Alexa de la muzeu. Bună seara, domnule Alexa! În primul rând vă salut, doamnă Drăgulin. Și eu vă salut!
și constat că vorbiți cu un ton foarte acuzator și țin să vă atrag atenția că aceste acuze trebuie probate. Nu am făcut deci niciun fel de acuze dacă ați fost atent la emisiune. Monede, nu înseamnă că automat și lipsesc. Nu, nu. Doi. Eu nu știu despre ce depozite vorbește domnul Mucenic când spune că acolo e un soi de depozit, că nu e expoziție de bază. Nu știu unde era dânsul când eu făceam expoziția de bază din aproape nimica. Nu știu de ce depozite vorbește domnul Mucenic într-un an și două luni și eu am ce spun acum, repet în fața oricui. Sunetul mai tare în platou, vă rog. Că într-un an și două luni n-a dat un singur tur de muzeu să vadă ce e în depozitele alea. Așa. Pentru domnul Buturu și domnul Mucenic, astăzi au fost la muzeu, că au devoalat, nu cum să repet cuvintele domnie sale. Poate îmi spune și mie ce a văzut, că toți spuneți că nu sunt niciun soi de inventare făcute. Hai să spune ce a văzut astăzi. Așa, doi, s-a spus în Consiliul Județean, adevărul scos din context, 2000 de ori mai periculos decât o minciună, tocmai că îmbracă haina adevărului, că din 1977 la Muzeul Giurgiu nu e niciun inventar. Se confundă două lucruri elementare și am explicat poate cam domnului Buturu că legea nu există inventar unic, pentru că această lege abrogată în 76 a fost reluată într-adevăr în 2008 și cei care atunci au ascuns această reluare, mă rog, și Tibitera Levis, de mulți numai bine. De ce se spune adevărul scos din context? În final, cer în aceeași emisiune, când dumneavoastră, doamnă, binevoiți și aveți timp, drept de replică, la telefon e foarte... Eu după 40 de ani de muncă, în care 35 în muzeu, am 1300 pe lună. Da, bună seara! Bună seara! V-aș ruga să rămâneți pe fir și să nu închideți cu atât mai mult cu cât ați cerut drept la replică. Da, n-am înțeles reacția domnului Alexa. Dorește în aceeași emisiune... Vă răspund cum este, deci... Vă rog! Sunt registre pe colecții. Eu nu am acuzat, însă ca și Giurgiuvean nu mi se pare ok ce se întâmplă acolo, nu mi se pare în regulă. Ca acolo să existe un conflict între manager și directorul științific, între fostul manager și un muzeograf și așa mai departe. Dacă vreți, mi se pare dacă că toate lucrurile astea nu concură la provocat de succesul vreunei colecții. Dumneavoastră aici o treabă. Unde e cu galben? Sus, acolo. Cum care este la muzeu? Cum e la muzeu ordinea? În focul mutării patrimoniului secției de etnografie de la Florești-Stoienești la Giurgiu, în anul 2005, se pare că vechile registre de inventar pe colecții s-au rătăcit, neajungând la noul gestionar Maria Ana Bițică. În anul 2014 s-au verificat expoziția de bază și o cincime a pieselor din depozit. Nu vreau să vă spun, dați-mi. Semnat director adjunct Emil Păunescu. Asta e ordinea de acolo. Asta e ordinea de acolo. Da. Ce vreau să vă spun? Dacă acesta e un registru de colecție în care sunt bunuri culturale, din acest registru pot lua pe listă de inventar 2 muzeografi, 3 muzeografi. Ăsta rămânând de bază. Dacă un muzeograf ia 4.000 de bunuri culturale, le are și el în gestiune, le are și în contabilitate. Dânsul nu înțelege că acest registru nu e înscrierea în contabilitatea acestor bunuri culturale. Și de aici apare că există sau nu există. Nu există niciun inventar cu proces verbal, exact cum spune acolo în ordinul 2035, din 5 sau în 4 ani, finalizat.
Și președintelui astăzi tot asta i s-a spus, să spună și domnul, că a cerut și dânsul, măcar pe colecții. Nu există. Nu există nici valorificarea inventarului. Nu există nimic. Vorbim vorbe. Da, vă rog să răspundeți domnului Alexa. Cum să răspund domnului Alexa? Domnului Alexa nu îi se poate... Nu îi se poate răspunde. În momentul în care domnia sa invocă salariul pe care îl are, drept argument științific la activitatea pe care o depune, înțeleg că muncește de 1300 și atunci sigur că nu poți să îi cer mare lucru. Ce înseamnă muncește de 1300? Păi, să nu... păi dânsul spune așa, că după 35 de ani de muzeu are 1300. Eu pot să-i spun că există oameni în muzeu mai tineri decât dânsul care au salarii mai mari. Nu știu ce s-a întâmplat cu salariul dânsului. Habar n-am. Îl deplâng fiind coleg de generație cu mine că are salariul ăsta. Dar nu cred că asta este subiect de discuție aici. Domnul Alexa, fiind un caz special pe care nu vreau, tocmai pentru că am făcut armata împreună și pentru că îl cunosc de o viață. Dar și eu îl apreciez pe domnul Alexa. Eu am spus și... doar că îl cunosc. Deci îl cunosc de o viață, nu vreau să discut despre domnia sa aici și în niciun alt context. Da, era foarte iritat și n-am înțeles până la dânsul urmă. Dânsul era atât de iritat încât în momentul în care am fost amici până să fiu director, ne salutam, ne întâlneam și beam câte o bere, din momentul în care am devenit director nu m-am mai salutat. Da? Din momentul acela domnia sa n-a intrat niciodată la mine în birou și mă întreabă de ce n-am făcut turul muzeului. Probabil ca să nu-l văd. Asta nu, e. Dar nici după această decizie numărul 8 a domnului Cernic nu s-a finalizat nici la dânsul inventarul. Tot mai spune, mai lasă-mă o săptămână, mai lasă-mă o săptămână. Deci într-un an de zile n-a fost în stare să numărăm niște bunuri culturale. Vă dați seama? În loc să vorbim acum la această emisiune, că am avut săptămâna trecută, școala altfel, în care au venit aproape 1000 de elevi sau 700-800 cât au fost, oameni care au venit și din județ și au văzut acest muzeu. Am avut tinerii muzeografi care au făcut ghidaje. Și au venit copii de la Călăraș, am văzut. Și ghidaje calme, Breazu, Ionuț, Gheorghe, Brâncoveanu, a participat și domnul Alexa și o fată care e muzeograf, acum debutant, a făcut ghidaje. În loc să vorbim despre lucruri bune, despre educație muzeală, despre cum schimbăm expoziția permanentă, cum a spus și domnul Ce, noi stăm pentru că... Eu am dat ca exemplu schimbarea expoziției. Că dânsul spune că a făcut-o cum zice Cosco, când era bunica fată. Da. Deci dacă noi trebuie să stăm cu bunica fată în fotografie până în ziua de astăzi, cam așa stăm. Și domnul... Ce aveți de împărțit cu domnul Emil Păunescu, domnule? Doamnă, nu am nimic de împărțit. Chiar îmi pare că vin într-o emisiune să discut. Dânsul a avut ce a avut cu mine. Eu nu am venit acolo. Pentru că, așa conform spuselor domniei sale, ați venit precum un elefant în magazinul cu porțelanuri. Eu nu am venit decât printr-o decizie, dispoziția domnului președinte. Dacă dânsul comentează această dispoziție, să ducă la dânsul să o comenteze. Eu credeam că dânsul din prima zi când am venit vine la o colaborare. A venit un om care nu era al muzeului în momentul acela, domnul Ucenic. Chiar m-a impresionat. Și a venit de mai multe ori, nu atunci. Dar ce aveți de împărțit? Adică știe toată lumea că nu v-ați înțeles acolo. De gestiunea științifică răspunde domnul Păunescu. Conform regulamentului, așa. Conform. Și dânsul avea în suborn acest muzeograf. Faptul că atrage atenția managerului, dar primul care trebuia să împingă acele hârtii, dânsul era. Dar nu vreau să vorbesc despre dânsul aici. Pentru că acolo e de treabă să terminăm aceste inventare. Astăzi s-a pensionat. Da? A fost ultima zi. S-a pensionat și cu gestiunea nepredată. Că nu se știe care e acea gestiune. Spuneți că s-a pensionat cu gestiunea nepredată, dar a afirmat că a fost, se spune că a fost forțat să se pensioneze. Nu uităm ce discutam, pentru că avem un telefon și să vedem cine e la capătul firului. Bună seara! Bună seara, un minut, sunt Alexa Mircea. Nu vă supărați și nu mai închideți telefonul. Domnul Bucenic se face
Se face că nu înțelege ce am spus eu. Eu am invocat leapa mea în sensul că telefoanele sunt scumpe, nu de altceva. Nu e nimeni de vină pentru asta. Și se face că nu înțelege. De-aia am cerut drept de replică în emisiune să spun tot ce am de spus, deschis bărbătește. Iar treaba că am rămas cu expoziția aia de atunci, cine l-a oprit pe domnul Mucenic într-un an și ceva? Dânsul știe cum s-a făcut expoziția aia. Să întrebe pe domnul manager de atunci, a fost astăzi în muzeu, care știe foarte bine cum s-a făcut. Și doi, dacă tot vorbim de treburi de astea, să nu mai vorbească cu adevărul scos din context domnul Mucenic. Domnul mi-a spus ce a văzut astăzi, că a fost acolo. E, ce au văzut ei astăzi? Și despre ce adevăr scos? Am făcut inventarele făcute de mine. De mine. La rând de față cu cine vreți. Să nu mai spuneți că nu există inventare. Domnule Alexa. Spune. În 77 noi n-am găsit nimic acolo. În 80 n-am găsit nimic. Domnule Alexa. Domnule Alexa, vă rog frumos să rămâneți la telefon. Ca să putem avea un dialog, nu puteți să sunați, să țipați, să închideți, să sunați din nou. Da, bun. Vă rog să rămâneți la telefon, să vă răspundă invitații mei, pentru că ați spus că vă simțiți nedreptăți. Iată despre ce vorbim. Domnia sa dorește drept la replică. Păi nu putem, sunăm, țipăm, închidem, sunăm, țipăm, închidem. Nu se poate așa ceva. Puțină decență, domnule Alexa. Domnule Mucenic. Astăzi, ce ați văzut astăzi? Eu? Da. Dar n-am fost să fac o investigație, deci n-am văzut nimic. Au fost bune intențiile ale președintelui să intrăm într-o normalitate, să facem aceste inventare, să pornim, să avem și noi un început. Până acum n-a fost un început acolo. Și vrem să știm câte bunuri culturale sunt, cui le împărțim, cui le dăm, cine cercetează, cine fac ce expoziții din aceste depozite. Domnule Buduru, ne întoarcem unde rămăseserăm atunci când a sunat domnul Alexa. Cu ce l-ați forțat pe domnul Emil Păunescu să se pensioneze? Doamnă, dânsul pe data de 16 ianuarie trebuia să pensioneze. Dânsul era manager. Conform legii, care e ceva imperativ. Legea imperativă nu e... Dânsul era manager, trebuia să-și dea decizie de pensionare, cu mult timp înainte trebuia să-și facă lichidarea, că am aici niște decizii care pe 2 ani dura o inventariere și vedeți că anul trecut un an de zile nu s-a terminat. Deci dânsul putea să se pregătească din timp să predea aceste bunuri culturale la cei tineri. Că sunt acolo oameni tineri fără gestiune. Ridică mâna, vreau și eu ceva să cercetez. Cum știe și dânsul. Chiar și dânsul a avut de multe ori cu hârtie să ia un bun cultural, un manuscris de la domnul Păunescu. Păi scriere, nu? Păi dar eu am făcut adresă către domnul Păunescu, păi, prin deci care i-am cerut expres ce anume cărți directorul, aș vrea. Directorul, era da? Director. Da? În postura de manager. Da. Și nu le-am primit. Am făcut revenire. Și nu le-am primit. Dar măcar știți că existau? Păi de unde să știu că existau dacă nu le-am primit? Da, nu putem să suspectăm pe nimeni de rea credință, nu, de parte de mine acest gând, dar tocmai a vorbit despre colecția de... adică mai multe colecții, colecțiile muzeului care însumează peste 18.000 de volume făcute cu trud, așa cum a spus domnia sa, și apreciez truda, da? Cum și volumele, dar vă întreb acum, aceste volume, bine, nu au unde să fie expuse 18.000 de... Poate fi expuse carcerară, poate fi... Poate deci, da. Sunt, vă întreb, sunt veche. La vedere? Nu, sau sunt ascunse ochiului? Toate ochiului? Sunt sub cheie, doamnă, toate sunt sub cheie. Cheia domnului Păunescu. Păi îl rog pe domnul Emil Păunescu, dacă ne privește acum, să... Iar acum sunt sigilate, pentru dacă nu s-au prins, sunt sigilate locațiile. Să intervină și să ne lumineze, să ne contrazică cum dorește domnia sa. Iată, cineva spune, muzeul ar trebui să fie, pe lângă cetatea lui Mircea, un punct de atracție turistică. Nu este și nu a fost niciodată. Un oraș cu istorie fără muzeu. Un oraș cu istorie fără muzeu. Vă întreb,
Vă întreb, domnule mucenic, pe dumneavoastră, de la Scarlat Stăncescu, a mai scris cineva, a mai preocupat pe cineva istoria Giurgiului? Nu, nu, din păcate nu. Muzeul există de pe vremea când domnul Alexa era tânăr. Și mă gândesc... 1977, să da. Spunem telespectator. Cum zicea Caragiale, de la 77. De la 77. Așa. Nu cred că există la ora actuală o lucrare fundamentală privind istoria Giurgiului elaborată de către Muzeul Județean. Asta e una. În al doilea rând, aceste pagini din trecutul orașului Giurgiu al lui Scarlat Stăncescu, știu că se găsesc în posesia muzeului. Am discutat cu ele cu domnul Păunescu, am discutat despre ele cu domnul Păunescu. Domnia sa a spus că vor trebui revăzute și adnotate corespunzător documentelor apărute între timp, dar noi mai avem de la Scarlat Stăncescu și un volum 2 în manuscris pe care am vrut să-l văd și nu l-am văzut. N-am avut acces. Unde? La muzeu. Păi nu l-ați văzut, nu vi l-am mânat, dar nu putea să vă însoțească să-l vedeți, că erați managerul. Ia stați puțin. Până la urmă, ce înseamnă manager? Habar n-am. La muzeu, managerul este un adversar al tuturor. Păi l-aș ruga și eu pe domnul Emil Păunescu să ne răspundă, să intre în direct, chiar dacă un coleg de-al meu mi-a sugerat să-l chem într-o emisiune. Mi se pare foarte important. Colegul meu a avut oportunitatea să îi pună niște întrebări serioase domnului Păunescu. A fost o emisiune la sfârșit de activitate a domnului Păunescu, cu mulțumiri, dar cu tot respectul. Vrem și noi niște răspunsuri, domnule Păunescu. Vrem niște răspunsuri și sunt sigură că cineva l-a anunțat și, dar nu dorește să intre în direct, pentru că este important să știm de ce nu ați avut acces la această... N-am avut acces la nimic din ceea ce... Bibliotecă... Deci, cu o singură excepție, un manuscris al lui Stancu Nedea, pe care l-am și tipărit în Biblioteca Giurgiuveană, și cu excepția unor cărți care nu reprezintă mari rarități, n-am avut acces la cărți și la documente și la manuscrise din muzeu. Ori aici nu vorbesc discuții ca să se supere domnul Alexa. Există hârtii pe care eu le-am făcut cu număr de registrare, le-am înmânat domnului Păunescu și domnia sa nu mi-a răspuns și nu, pentru că la un moment dat relația mea... Nu mi-a răspuns. Dumneavoastră v-ați acoperit, ca să spun așa, cu aceste hârtii scrise. Cum să mă acopăr? Verbal. Da. Ce v-a spus? Nu, l-a cerut oficial. Deci eu nu m-am acoperit. Eu am solicitat ceva. Da? Ce v-a răspuns? Nu mi-a răspuns nimic. Adică dincolo de hârtia scrisă, am vrut, da, să spun. L-ați întrebat, domnule Păunescu, de ce mi-ar fi fost foarte simplu să-l întreb dacă ar mai fi trecut pe la mine pe un birou vreme de 3 luni. Păi nu putea să-l chemați? L-am mai chemat. Atunci, neavând jurist, nu putea să ia o măsură. Doamnă, lăsăm... Domnul Păunescu mai are acolo 3 colecții de fotografii imprimate, documente, dar să lăsăm acest aspect. Eu cred așa că un om, când ajunge la o zonă de pensionare, se bucură că a ajuns acolo. Era normal din tine să-și pregătească, chiar dacă putea să rămână ulterior. Bă, eu am aici 3 tineri, pot da gestiunea mea la 3 tineri, să fie și ei, să se bucure cum am bucurat și eu când am fost tânăr, că am avut și eu gestiunea, am putut să cercetez, am putut să mă remarc în presă, în reviste de specialitate. Nu, acești copii, dacă domnul a fost, trebuie să ridice mâna, să ceară. Păi acolo e depozit. Și acum, fiindcă s-a pensionat, da, domnul Emil Păunescu, cine are cheia? Doamnă, în ziua când au listat cele 6 monezi, s-a sigilat și s-a dat o notă de serviciu domnul Păunescu, s-a spus că așa cum e acolo, am făcut o comisie, am sigilat acele
uși unde are dânsul gestiunea. Acum urmează, având pe data de 16 am luat servicii juridice, să facem demersuri necesare pe procedură legală, să vedem dacă vine e bine, dacă nu vine iar e bine. Deci avem procedură legală de a inventaria acele locații. Da, pentru că a afirmat că a venit într-o dimineață la serviciu și a găsit totul sigilat, asta e procedura, nu știa ce asta se procedura. Întâmplă. Da, telespectatorii trebuie să știe că această situație a intrat în atenția Este păcat poliției. De patrimoniul acestui muzeu, cum spunea și domnul Cirici. Este păcat că nu este pus în valoare. Trebuie artă, arhitectură la expoziția permanentă, trebuie expoziții temporare, trebuie expoziții, trebuie să facem în județ. Pe de altă parte, a fost o activitate. Într-o altă emisiune, un moderator spunea așa că vrea colecții, vrea să audă de expoziții, vrea să audă, păi iată că nu managerul. Nu din partea managerului trebuie să vină acest Doamna lucru, Drăgulin. Ci colectivul trebuie să ceară către manager. Doamna Drăgulin. Da, domnule. Eu nu sunt manager de mâine. Sau de ieri. De ieri, da, se poate spune că ieri a făcut și domnul Alexa expoziția, adică acum vreo câțiva zeci de ani. Deci sunt de ieri. Dar în momentul în care vin într-un muzeu ca director, ca manager, ai în față două mari compartimente. Domnul Buduru s-a convins de chestia asta și știe la fel de bine ca mine, da? Administrativ și științific. Eu aveam director științific. Da? Domnul Emil Păunescu. Ceea ce alte județe mari cu 80 de persoane nu au. Au șef de secție, Brașov, de exemplu. Eu aveam director științific. Da? Așa ați găsit? Așa am găsit. Creat acest... Sigur că da. Bun. Muzeografii care au clamat tot timpul că vor să aibă director unul dintre ei lor, că îl trântesc pe scărpă la care vine din afara muzeului și așa mai departe, aveau directorul lor. Da? Lor. Eu am fost directorul părții administrative, solicitând directorului științific, da? Să îmi strângă tot ceea ce vor să cerceteze, ce vor să realizeze muzeografii din subordinea domniei sale, iar eu să mă ocup cu facerea, să fac rost de bani pentru asta. Ăsta e rostul unui manager. Da? I-am întrebat când am ajuns acolo, bă, aveți și voi ceva cărți pe însertare, scrise de-a lungul timpului, că sunteți de o vârstă cu mine, avem și noi 60 ceva de ani. Nimeni n-avea nimic. Bun, aveți vreun plan de cercetare, vreți să facem ceva, nimeni n-a zis nimic. Și acum domnul Alexa îmi spune mie că de 35 de ani în muzeu, păi cum să spun, și cioara trăiește într-un pom 35 de ani? Și asta nu înseamnă că s-a apucat să facă privighetori. Da, deci, dacă se enervează domnul Dacă se enervează domnul Alexa, Alexa îi trece. Dorește să intre în direct, suntem pe finalul emisiunii, nu putem să mai luăm niciun telefon. Vreau să îmi spuneți cum, ce ați găsit acolo. Și aici mă refer, ce nereguli, știu că armele de deci panoplie... Deci nu era autorizație. Pentru armele de panoplie. Și am făcut și în același timp și cu armele de la paznici. Deci, ITM. ITM nu există. Inspectoratul Teritorial de Muncă, avizele. Da, am acreditat unitatea, că în primul rând te aperi de unde e amenzi. Așa. De la ISU, de la ITM, de la aia, că n-ai prize măsurate. Dar ce este important și știu că, și trebuie să știe și telespectatorii. Muzeul nu are acreditare. Muzeul nu are acreditare. Acești oameni care sunt pe parte științifică de ani de zile, n-au făcut dosarul care să-l împingă managerului să acrediteze acest muzeu. Sunt județe în țară în care muzeele sunt acreditate, ceea ce la noi cu continuitate managerială în linia a doua nu a făcut. Ce certifică această acreditare, domnule Muncenic? Existența muzeului ca entitate deci științifică. Poate fi titlul de emisiune, de știre, de... Breaking news. Muzeul județean nu are acreditare. Păi, despre ce până, vorbim, domnilor? Știu până când, până când am venit eu, care sunt de nespecialitat, a știut acest aspect? Că nu este acreditat Muzeul Giurgiu? Păi, nu știu. Să vedem.
Să vedem ce dacă spune. Vă duceți la Călăraș, vreți bunul cultural 4020, intrați pe informatizat, este vas de lut, cu cuteni, gumeni, sau ce este acolo. Unde este în depozitar a pus? Ordine. Aici auzi. Da. Aici 3 ani de zile nu se ridică nimeni pe scaun dacă, ca să pună lucruri la punct. 3 ani de zile. Da, trist. Nu mai zic de restaurare, de conservare. Sunt multe probleme care sunt acolo. În Consiliul Județean au început să vaite de când am venit eu că sunt gazați de la Aroxol la care tratează exponatele. Mi-a zis, mă, acum s-a dat, până acum nu s-o fi dat. Printre problemele pe care le consideră priorități domnul Emil Păunescu, a spus că pensionabilii n-ar trebui să mai aibă loc acolo, deși domnia sa este pensionabil. Pe de altă parte, a afirmat că își dorește o colaborare pe viitor cu muzeul sau cu elefantul. Doamnă, sau cu experiența unor oameni, dacă este pozitiv, poți să o folosești. Dar nu poți să o folosești până când nu închei un contract de muncă. N-am nimic împotriva dânsului, să mănânce pensie cât vrea dânsul. Dar întâi încheie contractul de muncă, fișa de licitare. Dar vă întreb, aveți ceva cu dânsul? Pentru că nu vreau să se înțeleagă. Doamna, nu-i doresc decât sănătate. Nu sunt subiectivă, nu vreau să se înțeleagă. Doamna, nu-i doresc decât sănătate. Că l-am pus la zi, dar spune ce aveți cu omul. Nu am nimic cu dânsul. Deci eu cu dânsul cel mai am lucrat prin note de serviciu, nici măcar cum spune dânsul. Deci când venea, îi dătea secretar. Doamna Drăgulin, în momentul în care eu am luat decizia începerii inventarierii, directorul științific al muzeului. Și dumneavoastră este o problemă sensibilă. Este o problemă sensibilă inventarierea. Nu că m-am trezit așa. Păi stăteau bine, mersi. Păi nu, conform legii trebuia la 4 ani, trecuseră 9 ani și domnul Păunescu mi-a sesizat aspectul. Vreau să vă precizez că dânsul mi l-a precizat. Da, uite că nu se regăsește pe lista de o clipă. Deci, priorități. Deci în momentul în care dânsul mi-a sesizat acest aspect, de comun acord cu domnia sa, am luat decizia pe care am și emis-o. Urmând ca dânsul, ca director științific, să aibă întâlniri lunare. Păi scrie aici, lunare, scrie aici. Da? Uitați, scrie. Întâlniri lunare cu membrii comisiilor. Scrie sus. Da. În urma rapoartelor periodice înaintate de președintele Comisiei Centrale, managerul muzeului va lua măsuri administrative sau disciplinare, după caz, pentru buna desfășurare a operațiunilor de inventariere și încadrarea în obiectivele stabilite. Bun. Din acel moment, domnul Păunescu a avut întâlniri lunare cu muzeografii, da, pentru a discuta în legătură cu stadiul inventarierii. Da? Inventarierea până la momentul de față nu s-a terminat. Da? Da. Iar din toată inventarierea asta, domnia sa n-are aproape nimic inventariat. Cu excepția celei de numismatic, care am făcut-o când am venit eu cu o comisie de verificare a... Deci în toată perioada cuprinsă în decizia mea, domnul Păunescu n-a inventariat nimic. A coordonat activitatea comisiilor de inventariere care n-au inventariat nici ele. Da. Bun. Și cine trebuia să răspundă? Păi cine răspunde? Eu știu cine răspunde. Poștașul sună de 2 ori, eu știu cine răspunde. Da. Deci ceea ce am citit... Eu n-am vrut să trag pe nimeni la răspundere. Ceea ce am citit este extras, este articolul 6 din decizia privind comisiile de inventariere științifică a patrimoniului muzeal, semnat manager Dan Alexandru Mucenic. De când dumneavoastră ați dat decizia pentru... Uitați-vă data. Da, 11-12-2013. Suntem iată în 2015. În 2015, este o fugă de aceste inventare. Este o fugă. Cineva fuge de inventare. Nu știu de ce se fuge de aceste inventare. Ce aveți de gând, domnule Buduru? Doamna, mâine voi lua o decizie. Că? Că voi merge mai înainte sau... Păi depinde de dumneavoastră?
Am avut azi o discuție cu domnul președinte, mâine o voi continua și decizia se va lua mâine. Păi, așa. Decizia depinde numai de domnul Budur. Da, pentru că din spusele domnului președinte se pare că își dorește să continuați ceea ce ați început. Vreau să-l ajut. Dumneavoastră doriți să continuați și dânsul, venind de 7-8 ori acolo, este și dânsul interesat. Vă dați seama că sunt alături de dânsul în această... Păi acum, dincolo de faptul că iubim cultura, că ne interesează, că așteptăm expoziții și așa mai și aceste lucruri pragmatice, practic, țin... Ce vreau să vă întreb? Acest inventar este necesar avizului dat de Ministerul Culturii? Păi normal că te încadrează. Dacă ai 105, faci la 4 ani, dacă ai 150 la 6 ani, deci în funcție de număr de bunuri culturale, păi și te încadrezi. Cum să fie? Deci... Da. El trebuia făcut atunci când am venit eu de 9 ani. Da. Da? Nu m-a mai interesat că nu s-a făcut și cine a fost de vină, că nu câștigam nimic din asta. Și am dat dispoziția să facă. Nu s-a făcut nici până acum. De cât timp sunteți manageri interimar? În februarie. Din 2 februarie. Din 2 februarie. Păi a spus că PSI rezolvat, ITM rezolvat. Expoziția domnului Nini Ioniță, coleg și colecționar, care a avut un succes. Așa. Școala altfel. Școala altfel. Care a fost o participare numeroasă. Acum participăm la zilele orașului. Cui se datorează această participare numeroasă? Nu cred că dumneavoastră, ci, nu știu, ați știut, probabil, adică în parte, poate, ați știut să promovați, da? Să-i atrageți cumva. Nu, cum i-ați atras? Deci, cum ați atras? Fie și până relații personale. Așa. Ale mele, ale muzeografilor. Fie și tradiția asta, școala altfel în fiecare. Au venit și de la București, au venit și de la Ploiești, au dus dânsul, au venit și de la Călăraș. Călăraș, nu știu, deci au fost. Dincolo de faptul că vin în ton așa, mânați de la spate de doamna învățătoare, vi s-a părut că erau foarte încântați copilașii de ceea ce vedeau? Deci foarte încântați și impresionați de ghidajele făcute de muzeografii tineri. Da, este important. Și ghidajele n-au fost făcute, deci au fost cu responsabilitate, 40 de minute, deci i-au plimbat prin toate sălile muzeului, câteodată au fost duși și la cetate. Mai vă spun acum și o treabă, că de multe ori am relații cu primarii pe telefon și le prezint muzeul pe telefon. Copiii din comuna ta au ce vedea în acest muzeu și vin. Sâmbătă, duminica, pot spune mulți că au venit acolo. Deci mai și o relație personală, pentru că un indicator important este și numărul de vizitatori plătitori. Cât este un bilet de intrare? 3 lei și 5 lei pentru adulți. 3 lei și 5 lei pentru... Din ce trăiește muzeul? Din subvenția de la Consiliul Județean. Da. Da, să ținem niște colecții în sertar. Da, cine știe, poate se gândește cineva și la volumul, la partea a doua needitată a lui Scărlătescu. A lui Scarlat Stâncescu? Nu știu dacă se gândește cineva. Dar da. Păi da, e mod, că nu mai mod, vorbeam că ne lipsește. În mod clar, eu am arătat domnului Buduru că îl sprijin și în această chestiune legată de inventarierea cărților. Pentru că pot să-l ajut cu bibliotecari de-ai mei, îl ajutăm ca să-i meargă mai repede de treaba și cu ocazia asta să găsim și noi manuscrisele pe care le căutăm, că le publicăm. Ce proiecte aveți? Doamne, da. Mai puțin, nu vi se părea normal ca în momentul când domnul Ponescu a ieșit la pensie să se pensioneze, să vină, nu eu, oricine ar fi în locul dânsului, dânsul să fie pe lângă nou manager, cu experiență. Nu pot așa să mă pronunț, deci, câtă vreme, deci, nu știu și... Deci așa putea să fac. Nu, a fost o tensiune și cu mine, și cu Mimiș, toți spun acest aspect. Da, nu știu, păcat zic eu. Ce proiecte aveți? Deci, în primul rând, dacă ne uităm, muzeul nu e semnalizat. Deci o semnalizare a muzeului. În vamă, în port, la intrare în oraș, reabilitarea clădirii, expoziția permanentă schimbată. Sunt multe lucruri, expoziții temporare care pot... Cum vă înțelegeți cu restul colectivului?
Deci cu restul colectivului am o relație bună. Chiar dacă vă dați seama, apa intră în mască mai greu. Sunteți extrem de riguros așa când vine vorba de disciplină, 5 minute întârziere sau... Acum, doamnă, fără rigoare nu se face nimic și vă dați seama că poporul ăsta a ajuns pe ajuns că n-am avut rigoare. Deci după 25 de ani bântuim și acum vedeți ce este pe televizor, datorită lipsei de rigoare. Da, trebuie să fie manager. Adică mai puțin, eu sunt un om corect. Un om corect nu poate fi considerat un om rău. Bine, dumneavoastră spuneți, afirmați despre dumneavoastră că sunteți un om corect. Păi, nu, apropo de program și de astea, în sensul ăsta. Da, vă întreb, domnule Mucenic, trebuie ca managerul unui muzeu să fie musai un istoric? Sau un om de cultură? Sau... Eu vreau să vă întreb, să vă răspund cu o întrebare. Vă rog. Dacă în locul domnului Buduru ar fi venit un academician specializat în istorie, ăla n-ar fi cerut tot inventarul ăsta? În mod normal, da, ar fi trebuit să ceară. Și dacă ar fi venit acel academician și spunea că programul începe la ora D, se termină la ora D, pentru că era istoric, era de admis, dar pentru că domnul Buduru e inginer, nu e de admis? Am avut o discuție, ca să vă spun, să plece două ore cineva. De ce să plece cu bilet de voie? Când pleacă cu bilet de voie, să-l pui 8 ore. Bă, dar zic, în alea două ore, dacă se întâmplă un accident, cât îl pun? 6. Păi cum îl pun 6 dacă se întâmplă accident? Deci sunt lucruri care nu sunt discutabile. Acum să spun eu, de domnul Buduru mă leagă o veche amiciție care n-a depășit granițele bunului simț. Vreau să spun că n-am băut o bere cu dânsul până acum. Mă tot amenință, dar văd că așa. Poate altă dată. Însă problema pe care o pune dânsul din punct de vedere al rigorii, sigur că trebuie nuanțată și oamenii, dacă știu să o nuanțeze, o nuanțează. Deci eu vreau să vă spun că am avut nevoie pentru editarea cărților de la Biblioteca Județeană, pentru editarea revistei, de un om din colectivul muzeului. Am venit și am apelat la directorul muzeului, care mi l-a dat pe respectivul băiat să lucreze pentru mine în zilele alea, pentru că știa că lucrează și chiar lucra mai mult decât asta. Mai mult, în Biblioteca Giurgiuveană, pe care eu o fac acum la bibliotecă, dar care a fost creată dintr-o inițiativă de când eram eu la muzeu, muzeul rămâne în continuare pe frontispiciu acelei chestii. Același lucru l-am făcut și în revistă, popularizând lucrările pe care... Deci eu încerc și noi încercăm amândoi să facem o colaborare instituțională viabilă, serioasă, pentru că facem parte din aceeași mare familie a Consiliului Județean și asta e situația. Vă zbateți în continuare pentru manuscrisul needitat al lui Scarlat Stăncescu? Mă zbat în continuare pentru o grămadă de manuscrise care există acolo. Deci și manuscrisul lui Mircea Demrădulescu, care există acolo. Că vorbim de istoria Giurgiului, că am vorbit. Deci nu numai de istoria Giurgiului. Avem scriitori giurgiuveni importanți care au lucrări în manuscris acolo. Există, deci eu nu știu ce există. Deci eu după un an și ceva n-am reușit să aflu ce există. Toată lumea îmi povestește că până să scoți o carte de la domnul Păunescu, mai curând scoți un fluierat de la un elefant, ca să rămânem la nivelul elefanților. Dar de ce credeți că procedează așa? Pentru că poate e justificată. Nu știu, nu-mi dau seama. Dar eu credeți că mă uit în sufletul, în mintea domnului Păunescu. Dar nu l-ați întrebat nici dumneavoastră într-un an și ceva... Doamne, dacă voiam să mă aștept la un răspuns care să dureze de astăzi până duminică, îl întrebam. Doar că timpul meu era limitat, iar dânsul are un ritm muzeal, adică care se întinde pe lungi perioade de vreme. N-aveam timpul ăsta. Am înțeles. Da, am ajuns la finalul emisiunii. Concluziile
Nu există? Nu există, din păcate. Așteptăm, eu tot aștept inventarul. 6 monezi. Eu aștept să se decidă puțin. Domnul Buduru și să rămână la muzeu și să se apuce de treabă și să-l ajut cu tot ce pot, pentru că există interesul comun al culturii giurgiuvene. Adică domnul Alexa, atât de revoluționar și de revoltat, administrează gazetele vechi care există la noi. Gazete de mare valoare, care n-au fost valorificate. Da? Boabe de Grâu, celebra revistă invocată de Boia ca cea mai frumoasă, dacă vreți, el zice o seducătoare, revistă de cultură din istoria României, a fost creată de un giurgiuvean, de Emanuel Bucuța. Colecția revistei există la muzeu. A fost valorificată? Eu la bibliotecă o să o valorific. Adică voi scoate primul număr al revistei în Biblioteca Giurgiuveană și după aceea voi face un studiu împreună cu oamenii de la bibliotecă legat de această revistă. Păi, e în colecția muzeului de când a venit domnul Alexa și până acum. Cum există colecția revistii Rampa. Păi, le ținem acolo. Nu le vede nimeni. Le vede domnul Alexa și după aia, ce se întâmplă cu el? Nu, nu înțeleg. Aici e problema, că muzeograf nu au gestiune. Tine, Brâncoveanu se mai ocupă acum de ceva în sensul ăsta de vorbă. Nu înțeleg până la urmă nici cum funcționează... Nici eu nu înțeleg de ce cărțile și gazetele nu sunt gestionate de către oameni care au absolvit filologie, litere, biblioteconomie și trebuie să le țină istoricii. Istoricii să-și vadă de problemele lor istorice. Cine iar acolo reglementează la acest iar acolo la Cojbu ar putea fi, cum am vorbit, o biblioteca sigur, muzeului. O biblioteca muzeului. Care specialistă vine să se documenteze. Pentru că păi, asta va folosi, asta va folosi foarte mult pentru că vei intra în momentul ăla în circuitul bibliotecilor din țară și vei putea face schimburi interbibliotecare. Îți trebuie o carte de undeva, spune domnule, da, ai bibliotecă? N-am. E, n-am cum să o trimit. Da. Asta fiind spuse... Muzeul rămâne unde e, da? Domnul Buduru să se decidă... Așteptăm hotărârea... Consiliul Județean să reabiliteze, că deja s-a semnat proiectul pentru expertizare, deci s-a semnat, deja am vorbit cu domnul Martare, domnul președinte a spus, acum să vedem ce va urma. Da, să vedem ce va urma. Nu vreau să... aud de circ sau scandal sau acolo la muzeu, până la urmă mie mi-a rămas destul de neclar ceea ce s-a întâmplat între dumneavoastră și domnul Păunescu. În niciun caz nu e onorant să emiți niște judecăți și mă abțin aici. Închem cu un mesaj de la telespectatori. Sunt multe instituții care nu funcționează cum trebuie în Giurgiu. Muzeul este una dintre ele, altul e spitalul, altele sunt școlile. Unde o să ajungem? Unde o să ajungem, domnilor? Eu mâine vreau la bibliotecă. Scurt, la bibliotecă. Unde mâine, doriți să ajungeți? Mâine decidem. Mâine decideți, doamnelor și domnilor, unde o să ajungem, om trăis și om vedea. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit și în această seară. Noi ne revedem joi la o nouă ediție, Timpul să vorbim. Până atunci, rămâneți cu TV Giurgiu, numai bine!